Zurdu acum pentru Dairo Moreno. În dreapta se află Toha. Continuă Dairo Moreno, un șut puternic și este 1-0 pentru Steaua. Greșeală făcută de Pantilimon. Marchează Romeo Zurdu, a treia reușită pentru el în actualul sezon al Ligii 1. Ce greșeală a făcut Pantilimon, n-a reușit să prindă balonul la execuția lui Dairo Moreno și Steaua marchează, atenție, după 5 ani pe stadionul Dan Păltinișanu, ultimul care reușise această performanță, să spunem, a fost Boștina în sezonul 2003-2004. Zurdu așadar în minutul 68 înscrie pentru Steaua, 0-1. Șutul lui Dairo Moreno nu foarte puternic, însă s-a văzut la Costel Pantilimon că nu prea a avut ce apăra în această partidă. E adevărat, mingea a prins pământul foarte aproape de portarul Timișoarei. Ce eroare face Pantilimon, o eroare care îi permite Stelei să o depășească la acest scor în clasament pe Timișoara. Are circumstanțe atenuante Pantilimon după ce vedem relorile, mingea a prins.